trăind în cercul vostru strâmt, norocul vă petrece. Ci eu în lumea mea mă simt nemuritor și rece. Câtă singurătate! Mă uit la el și îmi dau seama că avea dreptate. Marele Eminescu avea dreptate. Este cumplit să fii singur. E un sentiment îngrozitor să te simți singur. Hei, nu știu ce faci. Hei, salut! Mamă, ce bine pare că te văd! Ce mă bucur să te văd aici lângă Marele Eminescu. Băi, mă bucur sincer că ai venit. Bă, și eu mă bucur că am venit. Îmi place să fac filme cu tine seara. Nu-mi place să fiu singură. Da, mă. Și cui îi place să fie singur? Nu-mi place nimănui să fie singur. Care-i faza cu singurătatea asta? Nu cred că e o frică fundamentală umană. Eu mă gândesc că, și nu știu dacă ce părere au specialiștii, dacă ne naștem cu ea sau o fi altfel. Dobândită. O fi dobândită, ne trezim cu ea pe acolo. Important e că este. Hai să nu mai filozofăm atât. Este. Există. Păi ne inspiră peisajul să filozofăm la ora asta. Și mai ales Marele... Marele Eminescu. Poet din spatele nostru. Clar. Eu mă gândesc așa că singurătatea asta ne poate împinge la tot felul de lucruri nedorite. Ce facem sau ce nu facem noi din singurătate? Facem foarte multe prostii. Prostii în primul rând. Rămânem în relații toxice. Intrăm în relații toxice. Facem acțiuni toxice. De a fugi de noi. Ne este frică să stăm cu noi. Aha, păi aici deja vedem și o cumva și o rezolvare. Practic fugim de noi. Asta cu noi ar rezolva oarecum problema asta a singurătății? Mă, unii înțelepți spun că singura persoană cu care o să stai toată viața, 24 de ore din 24, ești tu cu tine. Super, tu cu tine. Știi ce mi se pare interesant? Am citit într-un loc un tip care recomanda scoate-te la o plimbare. Exact. Să te scoți pe tine la o plimbare. Sună un pic așa crazy. Bă, nu sună crazy. Eu recomand să te împrietenești cu tine. A, și mai frumos. Să te împrietenești cu tine. Și dacă te împrietenești cu tine și ești cel mai bun prieten al tău, te scoți la o plimbare, te scoți la o cafea, te scoți la un film, te scoți la o masă. Și mă gândesc că începi să ai curaj, să intri în contact, să fii în prezența corpului tău, a sufletului tău, a gândurilor, da, a emoțiilor tale. Inclusiv și nu-ți mai este frică, da, de singurătate. Asta este interesant cu frica asta de singurătate și ce se petrece că reușim să ne împrietenim cu noi și mai interesant, ce se petrece când devenim, dacă vrei, conștienți sau ne simțim în compania miracolului vieții, prezenți în fiecare dintre noi. Cred că asta înseamnă să ne împrietenim cu noi înșine, după cum spui. Eu vă recomand să vă împrieteniți cu voi. Te las să te împrietenești cu tine. Aici, în prezența Marelui Eminescu. Seara bună! Seara bună! Și vă salut și pe voi!